Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bine ați venit, doamnelor și domnilor. Vă salut din studioul Zidul Plângerii TV. Un preot grec vorbește deschis despre planul de conspirație mondială. În timpul unei apariții la televiziunea greacă, Serafim, mitropolitul Pireului, a rostit necenzurat cuvinte marcante. El numește familii evreiești, precum Rockefeller, Rothschild și Soros, care controlează sistemul bancar internațional. Citez. Și sistemul bancar controlează globalizarea. Aceste instituții sunt responsabile pentru situația actuală a Greciei, afirmă mitropolitul. În discursul său, el a subliniat țelurile sionismului internațional și a acuzat de plănuirea înrobirii Greciei și a creștinismului ortodox. Ca alte țeluri ale sionismului internațional, el a numit distrugerea familiilor prin promovarea educației printr-un singur părinte, căsnicia homosexuală, etc. Doamnelor și domnilor, este timpul ca aceste lucruri să iasă la lumină. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!